inovatoare datorită simplităților, vestigiile așezărilor cetodacice mă fascinează prin aura de mister ce le învăluie. Între acestea, sanctuarele au sugerat dintotdeauna existența unor preocupări legate de matematica astronomică și calendaristică. Asemenea, sugestii decurg din regularitatea grupărilor de stâlpi și pietre, care se constituie în aliniamente circulare sau dreptunghiulare. Avea dreptate Rousseau când spunea că astronomia este profesorul de civilizație al omenirii. Iată părerea academicianului Nicolae Tudorescu, președintele Societății de Științe Matematice și al Asociației Oamenilor de Știință din România, secretar general al Uniunii Balcanice a Matematicienilor. Aprofundarea unor aspecte esențiale ale cunoștințelor astronomico-matematice ale getodacilor obligă cercetătorul științific să pătrundă tainele încifrate în sanctuare străbune, a căror funcție calendaristică a fost amplu discutată de arheologi, astronomi, matematicieni, ingineri, arhitecți și alți oameni de cultură. Colectivul nostru de realizatori reconstituie în studio machete pentru o îndrăzneață ipoteză matematică referitoare la menirea calendaristică a altarelor timpului atât de îndepărtat, pornind de la realitatea arheologică păstrată încă în teren sau consemnată în rapoarte de săpături și comunicări. Iată și părerea doctorului în științe istorice Alexandru Vulpe. Ipoteza relațiilor numerice din cadrul grupurilor de aliniamente circulare sau rectangulare ale sanctuarelor dacice prezentate în acest film mi se pare foarte utilă și interesantă. Să pătrundem cu încredere și rigoare, deci, pătărâmul cunoașterii zestre atât de grăitoare a tăcutelor noastre vestigii, a căror îndurare și mărinimie nu vor fi niciodată îndeajuns prețuite. În anul 1984, profesorul Constantin Bejbu publică o ipoteză despre legătura dintre ritmurile unor grupări de piese în descoperirile arheologice și ritmurile ciclurilor lunare sau solare, propunând o descifrare originală a răbojului calendar din sanctuarele getodacice, dar să-l ascultăm pe autorul ipotezei. Istoria culturii și civilizației consemnează la mai toate populațiile arhaice existența unui cult al lunii a cărei origine este legată de cel mai vechi calendar folosit de către om. Aceasta, în principal, se datorează constatării dependenței unor bioritmuri esențiale ale lunii animale de ciclicitatea fazelor lunii. Iată în continuare principalele elemente ale ipotezei. Se știe că fazele lunii au oferit cele două unități de timp, săptămâna de 7 zile și luna calendaristică de 4 săptămâni. Dar lunația, perioada de aliniere cu Pământul în aceeași poziție relativă față de Soare, durează mai mult de 29 de zile și jumătate. Săpăturile arheologice de la Costești, județul Hunedoara, așezare dacică din secolul I înainte de Hristos, au relevat două sanctuare învecinate cu câte șase rânduri de șase sau șapte stâlpi fiecare. În așezarea dacică de la Peșca, județul Arad, tot secolul I înainte de Hristos, a fost descoperit un sanctuar format și el din grupuri având șase sau șapte stâlpi fiecare. Aceste aliniamente amintesc de cele 30 grupări a câte 6 plus 1 stâlpișor de îngăzit din marele sanctuar circular de la Sarmizegetusa Regia. Semnificând cu o săptămână, fiecare stâlp din aliniamentele cu 42 piese aflăm cheia enigmei. Obținem o durată cu numai o zi mai scurtă decât durata a 10 lunații, aspect ce sugerează o posibilă înrudire a acestor cicluri cu controversatul calendar roman de 10 luni.
dacă semnificația de 10 lunații este dată fiecărui stâlp, se vor obține seria câte 60 de lunații, unde datorită fracțiunii de timp neglijate, apar necesare corecții de câte 2 zile, care pot sugera practici ritualice. Ciclul astfel constituit se încheie după 360 lunații, cu o eroare neglijabilă. Surprindem aici logica numerației în bază sexagesimală și a împărțirii cercului în 360 de grade, originea cărora, după cum știm, este considerată de natură sumeriană. Pe acest munte sacru al dacilor, într-un posibil cogaionon pomenit de Strabon, la Sanizegetusa Regia, în marele sanctuar circular, funcționa și calendarul solar getodacic. Ritmurile lunare amintite aduceau un tip de sărbători tradiționale care aveau loc la 84 de săptămâni și determinau corecții ce puneau de acord timpul calendaristic cu cel astronomic solar. Presupunerea este justificată de existența cercului cu 84 de stâlpi, deci dublul ciclului lunar de 42 săptămâni. Astrul nopții slujește calendarul solar. Soarele de an de zi, din vecinătatea Marelui Sanctuar Circular, înregistra schimbarea anotimpurilor. Schițăm așa numita mișcare diurnă a soarelui. După cea mai lungă noapte, la solstițiul de iarnă, în 22 decembrie, anul nou al dacilor, soarele urcă zi de zi până la echinocțiul de primăvară, când ziua devine egală cu noapte, atinge cea mai mare înălțime pe boltă la solstițiul de vară, în cea mai lungă zi, după care coboară spre un nou echinocțiu acum de toamnă și revine iar spre solstițiul de iarnă. Această succesiune conturează un an dacic de 13 luni, a câte 4 săptămâni. Un total de 52 de săptămâni, adică 364 de luni. Are un șir de 7 stâlpi amplasați axial. Preoții bidecenii puteau folosi cei 7 stâlpi centrali pentru marcarea săptămânii de 7 zile. Cu rândurile de 4 stâlpi puteau marca 4 săptămâni din luna calendaristică, iar cu șirurile de 13, numărul de luni dintr-un an. Un total de 364 de zile. Indică în inelul exterior al Marelui Sanctuar Circular de la Sarmizegetusa Regia cifra de 104, care reprezentând numărul blocurilor de piatră bine fasonate. Regizorul filmului menționează că acesta este un posibil argument în favoarea numărului de 52 de săptămâni din anul dacic, dovedind concentrarea aici a întregului răboș calendar. Apare evidentă preocuparea pentru corecții la sfârșitul ciclului de 84 săptămâni, cuprinse într-o perioadă ce dublează anul, adică în 104 săptămâni. Adaosul de 2 zile după 84 de săptămâni putea lungi un număr de ani, astfel încât media timpului în zile să se apropie de anul tropic al epocii. Metoda e încifrată în stâlpii podcoavei centrale. În 21 de ani, 21 stâlpi, aveau loc 13 adăugiri, 13 stâlpi, care lungeau acești 13 ani la 366 de zile, ceilalți 8 rămânând de 364 zile. Media obținută făcea calendarul dacic mai precis decât cel iulian. De acord a observațiilor asupra astrului nopții cu calculele din calendarul solar, micul sanctuar circular de aici indică numărul de zile cu care faza de referință a lunii întârzie la sfârșitul fiecărui ciclu de 21 de ani tropici, 13 grupări, 13 cicluri. Adoptarea sistemului se poate situa prin calcule la peste 700 de ani înainte de Hristos. A 36 de stâlpi în sanctuarul dacic de la Dolinean, Mistrul Mijlociu, secolul I după Hristos, ca și posibilitatea de a folosi acel sanctuar circular ca răboș pentru memorarea numerației demonstrată în sanctuarele din Munții Orăștiei, atestă răspândirea unui calendar unic pe întreg cuprinsul Daciei.
aceeași numerație o întâlnim și în marele colier de aur din tezaurul de la Șindleu Silvaniei. 52 pandantive sunt organizate după aceeași logică matematică prezentată. Datarea în secolul 4 după Hristos a acestui tezaur sugerează continuitatea culturii autohtone. Conservând o experiență multimilenară, limbajul numerației din sanctuarele getodacice se constituie într-un valoros tezaur de vestigii noționale. El sugerează, între altele, și cheia dezlegării aspectelor matematico-astronomice în organizarea pietrelor și stâlpilor din enigmaticul Stonehenge, mileniul 2 înainte de Hristos. Aceste ipoteze în circulație va stimula cu siguranță imaginația spectatorilor și va contribui la creșterea interesului pentru cunoașterea civilizației spirituale a getodacilor, al cărui nivel, considerat în cadrul larg al lumii antice, se dovedește din ce în ce mai mult a fi apropiat de marile civilizații ale vremii. Autorul filmului nostru propune o nouă ipoteză care mi se pare fericită și veridică, oferind informații valoroase pentru înțelegerea unor aspecte controversate ale istoriei civilizației omenirii. Thank you.